urmează un alt moment de mare încărcătură emoțională până atunci, pentru că trebuie să dăm acum detalii și nu mai târziu. Adrian, ce faci astăzi în Cristi, bucătărie și cum în faci? În sfârșit încercăm să terminăm plăcinta noastră de, cu dovleac, pe care ar fi trebuit să o facem ieri. O plăcintă foarte simplă, unde pentru aluatul de casă am folosit 7 linguri de ulei, 7 linguri de lapte, 400 de grame de făină, puțină esență de vanilie și o lingură de bicarbonat. Iar dovleacul nostru, cam 1,5 kg de dovleac, l-am călit cu foarte puțin unt, undeva la vreo 50 de grame, scorțișoară, o linguriță și vreo 4 linguri de zahăr, asta în funcție de cât de dulce este dovleacul pe care îl folosesc spectatorii noștri acasă. Cam asta ar fi prima rețetă. O să mai revenim la tine, apucă-te de treabă. Până atunci însă, cu siguranță că planeta este zguduită și am văzut secvențe de, cum să spun, de o atrocitate fără precedent la adresa unor oameni care nu au avut nicio vină, poate unul dintre cele mai greu încercate popoare din istoria noastră, mai are o mare încercare care s-a soldat, iată, cu mii de suflete care au murit nevinovate. Și am citit un mesaj extrem de emoționant al unei artiste care spune că sufletul ei e acasă acolo. De aceea o salut pe doamna Morgenstern, îi sărut mâna. Vă mulțumesc că ați venit. Mulțumesc frumos. Și mulțumesc. Cred că din perspectiva pe care și doamna Morgenstern a pus-o pe social media când a vorbit cu un bun prieten din Israel, care, domnul Rapaport, despre care citeam că era cum să vă spun, un optimist incurabil, de obicei spunând acum să ne rugăm că pare să fie sfârșitul, sunt convins că treceți printr-o gamă de trăiri și de sentimente nedorite, dar care trebuie spuse acum. Desigur, și mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru felul în care abordați și abordăm această temă dureroasă. Sigur, viața trebuie să meargă înainte. Pentru viață suntem, viața e prețuită, viața este bunul cel mai de preț. În același timp, nu sunt om politic, nu sunt analist, nu sunt istoric. Sunteți o voce a României, nu din punct de vedere cultural, ca manager de instituție și o voce a societății civile, pe care am mai ascultat-o în diverse situații, și sunteți o voce a rațiunii. Vreau să cred că da, în același timp, despre ceea ce pot vorbi, despre simțămintele mele, fără a avea pretenția că și ofer soluții, departe de mine, astfel de gând, astfel de trufie, nici pomeneală, sunt situații, informațiile pe care le prime, suntem bombardați, și aici nu e o figură de stil, nu e o merg, suntem bombardați cu informații. Nu mai știi ce să crezi, ajung, vorbesc despre mine, nu generalizez și nu extrapolez, să te îndoiești de simțămintele tale, de percepțiile tale, despre ceea ce pot vorbi este despre îngrijorarea mea, despre dorința, nevoia de a-mi păstra echilibru, demnitatea, de a susține în continuare că viața, orice manifestare a vieții, n-am pretenția că fac eu mai știu eu ce filozofie acum, nu pentru asta sunt eu chemat aici, viața este bunul cel mai de preț, respectul vieții mai presus de orice ar trebui să rămână viața. Sunt fiica unor supraviețuitori ai Holocaustului, am auzit și asta, Misa, nu-mi juca mie cartea Holocaustului, nu joc nicio carte, îmi trăiesc existența mea, am auzit poveștile adevărate ale familiei mele, nu am trăit în spirit revanșard, nu fac niciun fel de ură de rasă, a unei niciunei rase, sper că am rostit corect, a unui niciunui popor, neam, deloc, niciodată, și atunci când mă refer, când eu sunt chemată ca actriță, ca manager al unei instituții publice de cultură, vremelnic, atunci când abordez un proiect și vorbim despre tema Holocaustului, pentru că este o temă serioasă, ne referim la naziști, nu la un popor. Atenție, sunt atentă și sensibilă la aceste lucruri pentru a nu
nu mă transforma în altceva decât vreau să fiu așa cum am fost crescută, nu în spirit revanșard, în spiritul prieteniei, al prețuirii valorilor omenești. Sunt parcă vorbe așa de conferință și nu vreau să se transforme într-o conferință. Nu sunt așa, pentru că nu este vorba acum decât de un atac profund terorist și vedem oameni, copii, adolescenți. Ce vina oamenii ăia? Deci este absolut îngrozitor. Vedem toate aceste povești și eu mă bucur că sunt date. Să înțelegem că dacă există armată contra armată, înțeleg. Dar ce ai avut cu copiii ăia? Mă doare orice viață, dacă puteți să mă credeți bine, dacă considerați că vorbesc prea patetic, nu. N-aveți decât să mi-o spuneți, accept și lucrul ăsta. Viața oricărui copilaș pierdută e o pierdere ireparabilă pentru omenirea asta. Nimic și nimeni nu mai poate aduce înapoi. În fine, dar... intenția mea, nevoia mea este de echilibru, de a-mi păstra cu demnitate ceea ce sunt. Sunt actriță. Spectacole fac, creez, joc, interpretez, merg mai departe în evenimente culturale, foarte pe scurt. Și o să, sigur că veți afla și din presă și normal să fie așa, Teatrul Evresc de Stat, Ambasada Statului Israel și Teatrul Evresc de Stat în regim de parteneriat organizează, cred că zic bine, o serie de evenimente culturale, artistice dedicate persoanelor cu probleme, cu dizabilități de văz, de auz, pentru intruziune, pentru a transforma această barieră a comunicării dimpotrivă într-o puntre, într-o cale de a participa la aspect, de a avea acces la actul cultural, la actul artistic. Cred că e o formă, după mintea mea, în idealismul meu, în optimismul meu, da, vreau să le păstrez, este o formă de supraviețuire, de a rezista teroarei. Da, spaima, teroarea, îți vine, nu mai știu ce să, nu mai înțeleg, nu mai cred, mi-e frică, mi-e spaimă, mă las copleșită, renunț la orice, n-aș renunța, aș continua cu încredere, cu demnitate, învingând spaime și simțământul zădărniciei ce riscă să pună stăpânire pe noi. Nu vreau să vă necăjesc, nu vreau să vă întristez, aș vrea să transmit un mesaj de încredere în viață. Categoric. Dumneavoastră ați avut grijă și ați făcut foarte bine ca în foarte multe postări publice de-a lungul anilor să atrageți atenția asupra unor derapaje nefirești și la îndemâna unor oameni fără cultură și fără norme morale la adresa din zona antisemită, ceea ce ați făcut foarte bine și din acest motiv am considerat că dumneavoastră trebuie să fiți personalitatea care să vorbească acum, pe de altă, așa că discursul dumneavoastră este o dată în plus justificat. Pe de altă parte, vreau să vă întreb, pentru că, într-adevăr, de frică trebuie să scăpăm în lumea asta ca să nu trăim în boală. Și în anii ăștia am avut foarte multă frică din 2020, numai despre frică se auzim în lumea asta. Și dezamăgire și răsturnarea valorilor, vorbesc despre mine, nu generalizez. Absolut. Vreau să vă întreb ce semnale ați avut și de acolo, de unde, repet, dumneavoastră a scris, acolo pentru mine este acasă. Ce vă spun prietenii? Cum sau cei apropiați sau rude, cum trec peste această experiență îngrozitoare? Vorbesc cu familia mea, vorbesc cu unchiul meu, atâția câți au mai rămas. Se află și în Israel, marea lor majoritate în Israel. Depășind sunt momente de frică, de groază, de spaimă, de durere, și apoi salutul lor, nostru, este shalom. Probabil că l-ați auzit, pace. Ne adresăm unul altuia cu shalom. Ne dorim pace pentru viață, lehaim pentru viață. Rațiune, echilibru, demnitate,
curaj și apoi și apoi dorința de a ne continua fiecare existența și ceea ce suntem chemați să facem. Subliniez, nu mi-am întrerupt activitatea, sunt actriță, am fost la Târgu Jiu și îmi fac din asta un titlu de glorie. E o mândrie pentru mine. În orașe poate, mai mici sau mai puțin, un nume mai puțin răsunător pentru moment, sunt chemată să-mi duc activitatea, sunt chemată să interpretez un personaj, sunt chemată să vin în teatru pentru un proiect cultural și răspund, vreau să cred, cu profesionalism, cu bucurie, cu curaj, solicitărilor. O să vorbim imediat și despre proiecte, dar vreau să vorbesc despre, în special, despre doi oameni. În primul rând avem un prieten de familie. Când am fost la Tel Aviv, au fost gazde, adică au fost, ne-am întâlnit cu foarte multă prietenie. E vorba despre domnul Rudi Iosef, care împreună cu soția lui au ales în ultima perioadă să trăiască în România și care i-au spus soției mele, ne întoarcem la Tel Aviv pentru că ceea ce ne-a dat nouă acest popor și această țară, el fiind nativ, soția fiind din România, noi trebuie să dăm înapoi. Eu am 80 și ceva de ani, dar mă duc acolo să întreb unde sunt util. Ceea ce spune foarte mult despre coeziunea unui popor într-un asemenea moment. Și aș vrea să aduc și un omagiu unui doctor care este acolo. Este medic, chirurg și șef de secție ATI la cel mai mare spital din Tel Aviv. E vorba despre Cătălin Iacob. Fratele lui este chiar, îl vedeți aici pe Cătălin și pe Ramona, soția lui, care s-au pus pe listă să meargă în orice spital unde este nevoie în această perioadă. Îmi povestea Ciprian, fratele lui, care este șeful, îl coordonează toată această activitate aici la platou, că a operat pentru o zi și mai bine a stat în sala de operație, iar sacrificiul lor, întotdeauna al doctorilor, rămâne în prima linie, așa cum a mai fost, oameni care numai că nu fug sau care sunt o dată în plus atunci când este nevoie, ceea ce este absolut extraordinar. Fiecare face. Pe de altă parte, vreau să vă spun că înțeleg și spaima și nevoia de a te salva. Suntem oameni, nu mă grăbesc să judec, să dau verdicte, se face așa sau se face altfel. Aceasta este frumusețea, cred eu, și aceasta a democrației, a libertății. Alegi cum poți să faci, ce poți să faci, ce să faci în funcție de emoțiile tale firești, de trăirile tale perfect acceptate și acceptabile. Da. Înainte de a trece la activitatea teatrală a doamnei Morgenstern, vă spun, deci în momentul în care un om la o vârstă onorabilă, venerabilă, mi-a spus mă întorc pentru că acum ai nevoie de mine, ar fi putut spune măcar să mai trăiesc liniștit cât mai e. Mi s-a părut un semnal absolut extraordinar. Vom fi în continuare cu ochii ațintiți asupra acestui fenomen global care ar putea să creeze o problemă, dar dincolo de asta, important este ca, cum spune și așa cum a spus și doamna Morgenstern, viața și pacea să triumfe. Viața și pacea sunt mai frumoase atunci când arta vorbește pentru ele. Unde vă vedem? Ce faceți în următoarea perioadă? Îmi face mare plăcere să împărtășesc cu dumneavoastră, să vă povestesc despre un proiect. Vă rog. Un proiect artistic, spectacolul Nebun după tine, adaptare după textului Erich Emanuel Schmidt. Avem de aici imaginea? Aici, Carlotă, aici. Da, foarte frumos. Despre Sasha Guitry, despre Yvonne Printemps. Poate îi cunoaștem, poate i-am uitat. Pe nedrept. E vorba despre o perioadă extrem de învolburată. Se întâmplă și în timp și între cele două războaie și în timpul primului război mondial și fără să fiu, nu vorbesc despre un spectacol istoric, ci vorbesc despre o comedie, un calambur, unde un joc de cuvinte, unde dragostea, gelozia, micile confuzii, încurcăturile, jocul seducției, nevoia de succes, de triumf, sacrificiile pe care trebuie să le fac, trebuia,
trebuie. Să le facă o actriță, o cântăreață, ce ești dispus să sacrifici și până unde. Atenție, libertatea. Libertatea, un strop de libertate. Sigur. Sigur, e un subiect la modă. E un subiect de când e lumea și pământul. Așa este. Nebun după tine, cu Armand Calotă, cu Ana Dragne sau Isadora Băltățeanu. Pe 23... Pe Isadora Băltățeanu s-ar putea să o știm de undeva. Este fica... Un ieduț mic? Da, ieduțul doamnei Morgenstern. Ieduțul cel mic. Așa este. Da. Cel mai mic dintre cei trei ieduți, ca să zic așa, și care văd că merge pe urmele dumneavoastră. Merge pe urmele ei, da. Desigur își caută drumul, sunteți își caută foarte sinele. Simpatice în acel clip al unei brand la care dumneavoastră ați făcut, când copilul zice, fac ce vreau eu. Ăla iedul mijlociu. Știu că iedul mijlociu, dar înțelegem cam cum creschiezi ei. Da? Așa-i, așa-i. Da. Bravo ieduțul mijlociu, bravo ieduțul cel mic. Așa. Apoi, pe 23 octombrie la Satul Mare, pe 24 octombrie la Cluj, apoi pe 25 octombrie Baia Mare, 26 Zalău, o bucurie să fiu la Zalău, 28 octombrie Alba Iulie, 29 octombrie Sibiu, 30 octombrie la București, Scena Teatrului Național, 31 octombrie Brașov, pe 6 novembrie la Turnul Severin. Și am întors foaia. Turneul național. Pe 7 noiembrie la Deva, 10 noiembrie la Focșani, 21 noiembrie Buzău, 27 noiembrie Timișoara, 4 decembrie Oradea, 5 decembrie Arad și vine Moș Nicolae. Bravo! Cu cadouri, după cum vedeți. În imagine aici era ieduțul mic? Ieduțul mic? Eu sunt aia. Nu. Între dumneavoastră și domnul Călătă era o prezență. E Ivonă cea mică, e Ivon cea mare și e Ivon cea mică. Sunt două colege, două actrițe din tânăra și foarte tânăra generație. Grozav. Isadora va absolvi curând, anul 3, și Oana Dragnea, actriță, tânără actriță și... Deci, dumneavoastră aveți trei ieduți care vă merg pe urme cu toții, nu? Merg ei pe urmele lor. Pe Tudor Istodor îl știe toată lumea. Deja e actor, îl vedeți la ProTV într-un serial foarte, foarte bun. Foarte bine. Adică copiii vă dau un plus de încredere atunci când lumea se clatină, nu? Și emoție, pentru că drumul pe care îl vor parcurge nu va fi lipsit de încercări, de hopuri, de provocări, cum se spune în ziua de azi. Și bine face că se spune. Da, cel mai așa bun sfătuitor. Că le-ați văzut pe toate în acești ani de carieră. Numai când e cerut sfatul, când nu mi se cere sfatul, nu-l dau. E simplu. Mă repet să scot o aspirină din poșetă, pentru că nu vă cunosc, nu cunosc nevoile celuilalt. Dacă are nevoie de sfatul meu, și asta e valabil și pentru prieteni, și pentru familie, și pentru foarte cunoștințe. Bine. Și foarte bine, tot. Grozav. Avem acest turneu, în rest, unde vă mai amintim alte spectacole? Sigur că da, cu dragă inimă vreau să vorbesc despre un proiect. Am încheiat un proiect la Târgu Jiu și îmi face mare plăcere. Sigur. Arta interviului și iarăși actori, regia Antonella Cornici, i-a semnat regia și pentru Nebun după tine, actori tineri, Ioana Flora și Voica Oltean și domnul Vitalie Bichir, și vorbește iarăși despre trei generații, o bunică cu necazurile și durerile și bolile vârstei și o mamă nu e scutită nici ea de probleme și dureri și divorț și conflicte între generații, și o nepoată care vrea să ia un interviu. Ce interesant, bunica va da acest interviu, va povesti. Apoi vreau să vorbesc cu mare bucurie, foarte pe scurt, închipui că timpul e limitat, despre un proiect, o coproducție între Teatrul Evreiesc de Stat din București și Teatrul German de Stat, Teatrul de Stat German din Timișoara. Împreună cu domnul director Lucian Vărșăndan visam de mult, vorbeam ce interesant ar fi să fie
Așa e. Să se nască o piesă de teatru, că proiecte sunt toate. Simbolic sună senzațional. Și concret. Așa. Și concret se va întâmpla pe 4 noiembrie, să fim sănătoși. Doamne ajută. Vom găsi timp, vom găsi energia necesară, actori de la Teatrul Evreiesc de Stat din București, actori de la Teatrul German de Stat din Timișoara, împreună sunt astăzi, ieri, mâine, alaltă ieri, pe scena Teatrului Evreiesc de Stat din București. Apoi vom pleca la Timișoara. Vom ști, vrem, dorim să ne coagulăm într-un proiect artistic, într-un spectacol. Vorbește despre un atentat de la 1938 asupra unei producții de acea vreme. Sid Ital e personajul central, dar vorbește într-un fel, deschide, dacă vreți, ferestre către întrebări. Apoi fiecare va studia, se va interesa, măcar curiozitatea să o stârnim. Cum a fost posibil? La această întrebare nu știu dacă putem răspunde azi, dar din când în când să punem această întrebare, mai scuturăm praful despre, de pe amintire, despre ce știm și ce mai ales nu știm. Nu ne strică. Așadar, rănile se închid atunci când ne dăm mâna, când este pace, viață, bucurie și bucuria de a trăi prin artă. Mulțumim foarte mult pentru vizită. Mulțumesc. Am mesaje foarte importante trimise de doamna Morgenstern. După pauză avem alți artiști care vor fi aici alături de noi. Mai târziu va fi și Sanda Lado și mulți alți artiști care au de gând să facă din acest studio o scenă foarte, foarte fierbinte. Stați cu noi! Fetele la noi la emisiune, doamnelor și domnilor, Loret, care bine vine. Te-am regăsit. Foarte bine, este, am văzut-o și pe Ioana Filimon, care a fost vineri la noi în emisiune. Acasă plângea domnul Salomia că nu putea să vină la emisiune, că era Ioana Filimon. Acum dintr-o dată am început să devin mai fericit. Aia este, cum apare Loret, cum începe și el să se încălzească un pic. Am văzut. Da, are, îl trece așa, transpirație cald, rece, cald, rece. Adică e foarte... Abia aștept să mă duc la bucătărie acolo. Avem o treabă bună aici împreună. Da, vrei din nou să colaborezi cu Loret? Că Loret a mai fost la bucătărie mai de mult și poate să mai revină. Da, vezi cu ce te lauzi acolo. Pe de altă parte, să știți că noi ne întâlnim cu Loret destul de des. Copiii noștri merg și ajung la ora 8 în Pipera, la aceeași școală. Adică sperăm să ajungă la 8. Așa, chiar și apare și Loret, dar parcă efectiv are două grenade în mână și apare așa. E clar că a dormit. Adică nu, știi? Și se duce și duce. Noi suntem niște părinți, ducem copiii teleghidați și ne întoarcem vii. Adică m-au prins și paparazzi într-o dimineață că vezi, Doamne, îmi scoteam Nu știu, dragă, nu știu, de dimineață. Repet, eu mă feresc de profesor că zic ce e ciufulitul ăla, mă, știi, mă mai vede ciufulit așa, deci da, știți, important e. Eu să spun un secret, eu de multe ori o las pe Serena la colț și zic: Serena, du-te pe jos. Da. Lăsați fata să aibă. Adică lăsați-o pe Loret în pace, că toți părinții care se duc dimineața la școală am să că nu sunt îmbrăcați în smoking și în rochie de seară. Vă rog frumos, puțin corect, respect. Corect. Da. Pe de altă parte, citeam, deci, domnule, acum cu domnul, mai spune cum îl cheamă că mor aici. Pe Maga... cine? Magai gay. Magai gay. 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 Adică gay. Nu e gay, este gay. Nu e gay. Am înțeles că se scrie G-U-E-Y-K și este gay. Așa, e foarte bine. Altfel nu e ceea ce poate să pară că... Doamne ferește! Acum suntem... Iubește prea mult pe Loret ca să... Deci, relația în continuare merge mai departe, e roller coaster. Merge așa? Mai departe pentru că am ajuns la concluzia că nu putem să stăm unul fără celălalt și decât să ne chinuim, mai bine ne iubim. Fără nu? Poezie, viața e pustiu, eu v-am mai spus. Pe de altă parte, înțeleg că vreți să, bucuria Serena este să meargă unde? Unde merge? Să duceți copilul de sărbători, să duci copilul undeva? Serena... Ea nu este foarte entuziasmată așa de Franța, dar... De acolo este... e Disneyland, zic eu. Da,
umila mea părere. Da, eu am fost acum 3 săptămâni la Disney. Ea, din păcate, a fost în România. Ai fost fără copil la Disney? Da. Da, am fost și cu ce magai. Ce ai făcut tu la Disney? Mi-a făcut o surpriză și pentru că fratele lui lucrează domnul la Gay. Disney, da. Da. Celălalt domnul Gay. Așa? Lucrează la Disneyland acolo, este manager pe restaurant. Și ce ai făcut? Ai întâlnit cu Mickey Mouse, cu Minnie? Și m-am dus, nu am plătit, da? Deci n-am plătit. Ole. M-am dus, m-am plimbat toată ziua, am mâncat și gratis. Mickey Mouse. Tot mut așa cine a fost la da, Disney, da, știți da. Că Mickey nu vorbește, nu? Mickey Mouse, m-am plimbat foarte frumos acolo la Te-ai Disney. Te-ai dat în toate băzdăgările? Nu în toate, că mi-a fost frică. În roller coaster nu m-am băgat, că mi-a fost frică. Nici nu mă risc. Oia, niște dălea, nu mă risc, nu mă risc. Dar da? În rest le-am făcut pe toate. Deci merită să vă duceți copiii la Disney, mai ales în perioada acum de Halloween. Este foarte, foarte frumos. Și în perioada de sărbători, eu voi face sărbătorile la Paris. O să o iau pe Serena și mergem, pentru că este și ziua ei. Auzi, și este și bine, ziua mea. Trăiesc. Mulțumesc. Bravo, la mulți ani. Auzi, am o singură întrebare, da. Că am vorbit mai devreme cu doamna Morgăște. Nu ți-e frică? Acum, cu toate atentatele astea? Chiar în pauză, înainte să vin la tine, eram pe telefon și încercam să-mi schimb biletul de avion, pentru că nu mâine, poi mâine trebuie să plec la Paris, dar cred că o să-mi schimb biletul, că mi-e frică. Aia mi-e frică treaba. Să mai merg. Da. Împreună cu Loret vedem o secvență din Cursa Iubirii, după care avem o întâlnire foarte importantă pentru sănătatea voastră, pentru că, iată, avem aici câteva lucruri care se întâmplă la Cursa Iubirii. Nu uitați, sâmbătă de la ora 8 și duminică de la ora 10 se va comenta și după, împreună cu fratele Coveș, cu Diana Bart. Pe de altă parte, vedem ce s-a întâmplat când Dede a împrăștiat chestia aia maro, cum o cheamă, așa, a împrăștiat și de ce a fost naba cu lacrimi în ochi. Foarte multă tensiune în această emisiune, este formatul toamnei. Vă invit să urmăriți, hai să vedem secvențele. Comentăm cu Loret. Ia uite ce am ajuns să fac de la shooting-ul și prezentări de modă. Avem nevoie de medic! Dar nu înțeleg de ce ați portat. Nu am portat. Deci mi-e foarte rău. Cei care pot să continue, să continue! Beșici. Gura, m***icu. Tu vrei stabilitate, uniune, familie. Da. Vreau o iubire adevărată, adică să, cu ochii închiși să pot să pășesc un tracolo fără să întreb. Ce emisiune e asta? Asta e emisiune super de tare. Weekend. Vreau la... și eu să mă duc la vrei? O astfel de emisiune. Îl iei pe domnul Gay? Da, vreau, amândoi. Îl duci da. Pe domnul Gay să da, vadă, da, da. Să vă testați iubirea. 15.000 de euro premiu, este foarte bine. Să ne testăm iubirea, da, da. Chiar aș vrea. La următorul sezon aveți grijă că Loret îl aduce pe domnul fotbal. El mai joacă acum? Mai joacă? Nu, acum antrenează copii. E foarte bine. Îi mulțumim lui Loret. Mai, cu ce vroiai tu să o impresionezi pe Loret? Că vreau Cristi, să știu. Am înțeles că a făcut ceva desigur bun acolo. Că, eu sper că o să o impresionez cu vlăcinta noastră de dovleac, dar în același timp am pregătit și niște paste amatriciana, un pic modificate. În loc de guanciale, noi vom folosi un piept de rață afumat. Aceste paste se fac foarte ceva, simplu. Ceva afro, n-ai făcut și tu, că a venit o negresă la tine la bucătărie aici, ceva afro, niște că spui negresă, te refer la prăjitură, că este discriminare, te rog frumos. Bănuiesc că tu știi că eu sunt și private chef, adică pot găti. Deci poți să te iau la mine acasă, da? Îți dai seama. Ești scump sau ne descurcăm noi? Ne descurcăm, asta descurcăm. Nu ar fi o problemă. Până atunci trebuie să vă explic această rețetă ce conține. Deci avem piept de rață afumat, o jumătate de ceapă, 3 căței de usturoi. După ce călim această nebunie, stingem cu puțin vin alb, adăugăm roșii în bulion, cu foarte puțin oregano, un vârf de linguriță de zahăr pentru aciditatea din roșii, apoi le vom mărita, să spunem așa, cu pastele noastre linguini și cam acesta ar fi preparatul nostru. La final, să văd dacă mă pricep să tai ceapă. Loret, ocupă-te de el, că eu am puțină treabă, da? Te rog frumos, ocupă-te de el. Până atunci, să nu uitați că după ce mâncați în fiecare dimineață și seara, aveți grijă de dentura voastră și dacă n-aveți voi grijă, deși ar fi bine să aveți grijă, există doctori specializați pentru acest lucru. Ne bucurăm că revine în acest sezon alături de noi doamna doctor Cristina Obreja. Să rămână, bine ați venit! Doamna doctor, vă propun acum să vorbim despre, și asta, această întrebare vine în urma lucrurilor pe care ni le-au trimis telespectatorii noștri, despre paradontoză. Este o boală de netratat? Stați așa, doamna doctor, tu n-ai nevoie de microfonul ăla, toacă-l pe la micu, așa, vin eu repede către doamna doctor, așa, vă rog, ce facem cu paradontoza, e de netratat? Ce vrei,
mă, cu gingiile, da, o boală gingivală. Aveți ceva cu doamna, gata, gata, merg. Deci, doamna doctor a zis că avem o problemă cu gingiile, nu? Da, da. Cam 80-90% dintre români au această problemă, o problemă cu gingiile, fie că e vorba despre gingivită, fie că e vorba despre parodontoză. Într-adevăr, foarte mult timp s-a crezut că parodontoza nu poate fi tratată și că nu poate fi, nu e o problemă care poate fi rezolvată. Însă, între timp au avut tehnologii mai noi și protocoale mai noi de tratament, așa cum este protocolul pe care îl folosim noi în clinicile noastre. Este vorba de un protocol ce utilizează laserele dentare și care, printr-un tratament non-chirurgical, deci nu doare, nu facem anestezie decât în foarte rare cazuri, cu ajutorul acestui protocol noi reușim să stopăm parodontoza. Bineînțeles, contează foarte mult și momentul în care pacientul se prezintă la stomatolog, pentru că cele mai bune rezultate le avem, bineînțeles, în fazele incipiente ale bolii. Dacă deja dinții se mișcă, atunci e o problemă mai mare și soluțiile de tratament sunt mai complexe. Da. Bun, doamna doctor, pentru că am vorbit mai devreme de meniuri copioase și de îngrijirea dinților, cum realizăm o igienă orală corectă? În primul rând, ar trebui să ținem cont de faptul că ar trebui să ne periem dinții și dimineața și seara. În măsura în care putem să avem o periuță de dinți la serviciu, de exemplu, am putea să ne periem și după masa de prânz. Dar măcar de două ori pe zi, nu vreau să fiu exagerată, măcar de două ori minim pe zi. Minim de două ori pe zi. Da, tot este bine, este ok. Acum, în ceea ce privește periuța, putem să alegem fie una manuală, fie una electrică, dar eu aș spune că ar trebui să facem asta la recomandarea medicului, pentru că nu există o periuță universal valabilă și recomandată pentru toată lumea. În ceea ce privește pasta de dinți, eu sunt o promotoare, să zic așa, sau recomand pastele de dinți cu ingrediente 100% naturale, pentru că sunt mult mai sigure pentru corpul nostru și pentru sănătatea noastră. Acum, dacă ar fi să mai adaug ceva pe această listă, ar fi dușul bucal, care este un instrument cu care ne putem curăța spațiile interdentare. E ca un dispozitiv care are un rezervor în care punem apă de la robinet și cu care, practic, irigăm spațiile interdentare și zonele mai greu accesibile, unde o periuță nu poate ajunge. Asta e cumva un înlocuitor pentru ața dentară, pentru că ața dentară, de obicei, nu le place pacienților, din ce am observat eu, nu prea știu să o folosească, își rănesc gingia cu ea și atunci, cumva, dușul bucal cred că este o soluție mai ușor de folosit și mai acceptată de către pacienți. Foarte bine. O întrebare din partea primită pe adresa emisiunii noastre, din partea tuturor divelor din România, în sensul în care cum găsim aparate dentare cât mai estetice? Că există doamne care ar dori să zâmbească la fel de frumos, deși au și ceva de rezolvat. Da, uite, îmi pare rău că acum chiar mi l-am uitat pe al meu acasă. Sau nu, cred că l-am în geantă. Este vorba despre un aparat dentar sub formă de gutieră transparentă, care poate fi îndepărtat atunci când mănânci sau când te speli pe dinți și care chiar nu se vede, în sensul în care, fiind transparent și de forma dinților tăi, este foarte greu să percepi că este ceva acolo. Din experiență proprie vă spun că nici nu este foarte dureros comparativ cu brecheții, cu aparatele acelea cu, da, cu buline lipite pe dinți și cu arc metalic. Și chiar din punctul de vedere al confortului, chiar pot să spun că aceste gutiere, aceste alignere sunt mult, mult mai ușor acceptate de către pacienți. Și pacienții nu mai vin plângându-se la controlele regulate, ba din contră, sunt chiar foarte mulțumiți. Iar din punct de vedere estetic, chiar nu deranjează. Chiar... Ăsta e un lucru bun. Da. Adriane, ți-e frică de dentist? Da, aș putea spune. Când au sunetul acela al frezei, este trauma copilăriei tale, că nu mai sună la fel. Cum face cu frica de dentist, doamna doctor? L-am luat că el acum e brav, dar de fapt toți când ajungem la dentist avem o strângere de inimă. Da, din păcate, într-adevăr, noi ne luptăm cu acest stigmat al medicului stomatolog care este sperietoare pentru pacienți.
încercăm să facem tot posibilul ca tratamentele pe care le facem acum să fie mult mai blânde și mai ușor acceptate de către pacienți. Eu chiar m-am preocupat în această direcție, cred că asta a fost una dintre preocupările mele principale, să caut instrumente și tehnologii care să ne ajute să oferim tratamente fără durere. Și făcând asta am dat peste laserul dentar. Această tehnologie ne ajută foarte mult în ceea ce privește tratamentul cariilor, în tratamentul parodontozei, în mai multe proceduri pe care le facem în cabinet și chiar nu doare. Adică este cam așa ceva. Băi, omule, dar nu se joacă. Deși, ne jucăm. Nu, că am mai trecut și eu pe la dentist și rezolvă problema, iar trauma copilăriei tale s-a dus. Totul se face cu mare finețe și nu mai doare nimic. Da? Și nici nu mai... Adică nu, am trecut, suntem în secolul 21, nu mai suntem pe vremea lui Pazvante, nu? Da, e mult mai confortabil. Să zicem că un pic așa am început să mai scap de teme. Vorbește cu doamna doctor și te duce doamna doctor unde trebuie, da, nu? Da. Foarte bine. Mai avem o întrebare legată de albirea dentară, altă pasiune extraordinară a doamnelor și a domnilor, că există câteva vedete care atunci când zâmbesc ai senzația că s-a aprins lumina în cameră. Este nocivă sau nu? Acum, dacă tot ai spus despre anumite vedete care atunci când zâmbesc se văd niște dinți foarte albi, să știi că ei de obicei au fațete, nu e doar o procedură de albire, pentru că albirea reușește să deschidă nuanța dinților până într-un anumit punct. Dacă îți dorești un alb foarte alb, intens alb, atunci cel mai probabil e nevoie să apelezi la fațete dentare. Dar legat de albire, într-adevăr, de-a lungul timpului au tot fost controverse, pentru că se credea că afectează smalțul dinților și pe bună dreptate, pentru că primele materiale folosite în direcția asta erau pe bază de aciz și, într-adevăr, subțiau și smalțul dintelui. Arăta mai bine zâmbetul tău, dar nu era la fel de sănătos. Între timp însă, tehnologia a avansat și în acest moment, cel puțin în cadrul clinicilor noastre, noi recomandăm pacienților albirea dentară cu laser, pentru că este cea mai blândă formă de albire, cu rezultate foarte bune. În general e nevoie, că trebuie să spunem și asta, între 1 și 3 ședințe de tratament ca să obținem rezultatul pe care ni-l dorim. Auzind explicația dumneavoastră de mai devreme, ne întreabă cineva pe Facebook care este diferența între tratamentul cariei cu freză și cel cu laser, ca să înțeleagă și bucătăria. Deci care e diferența între tratamentul cu freza aia de care te speriei tu și laser? Păi, în primul rând, în afară de zgomotul care nu mai este același, și laserul scoate un zgomot, adică păcăneși el puțin. Foarte fin, dar așa. Este, da, e mult mai finuț și mult mai drăguț decât freza. Păcănitor, nu e zunzăitor. Da, exact. Liniștește-te, e prieten, nu te rupe. Experiența e diferită, da, într-adevăr. Oamenii au și, având aceste traume încă din copilărie, în care bâzâia freza și asociau acest bâzâit cu durerea, a rămas cumva acolo în mentalul colectiv, ideea că la dentist doare. Dar în momentul în care am început să nu mai folosim frezele la fel de mult, da, pentru tratamentul cariilor, de exemplu, folosim laserele dentare, lucrurile au început să se îmbunătățească. Adică am văzut că pacienții sunt mult mai relaxați, nu mai transpiră pe scaun, vin, nu știu să zic dacă chiar cu plăcere la dentist, dar măcar mai relaxați. Relaxați, da? Fără niciun fel de discuție. Fără stres, da. Bun, despre laser dentar am vorbit. Să ridicem mâna sus din colegii operatori care a avut măsele de minte scoase. Ăla eu, uite doamna colegă operator. Și dacă nu, cine își dorește? Cine își dorește, cine poate, cine are nevoie. Azi nu Când sunt pregătită. Când extragem, doamna doctor? Azi nu sunt pregătită, să știți, dacă vrea cineva extracție. Când le extragem, le extragem atunci când este nevoie. Eu recomand întotdeauna un consult și nu doar așa să ne ghidăm după ce scrie pe internet, că dacă ai măsele de minte trebuie neapărat să le scoți. Important este ca acest lucru să fie făcut la recomandarea medicului. Iar ca indicații așa generale, de obicei măselele de minte se extrag atunci când produc infecții repetate, se numesc
astăzi pericoronarite și infecțiile astea pot să genereze chiar anumite blocaje în mișcările mandibulei, dureri foarte mari, deci pot să fie foarte inconfortabile. La fel, când sunt foarte cariați și nu pot fi tratați, când erup în niște poziții vicioase, înspre obraz sau cumva oblic și nu, oricum nu pot fi folosiți și se și cariază, pentru că în zonele respective nu prea pot să te cureți așa cum ar trebui. Uneori se recomandă extracția lor sau de cele mai multe ori atunci când vrei să spui un aparat ortodontic, pentru că ele de obicei, chiar dacă stau un os acolo cu minți o perioadă mai lungă de timp, e posibil ca la un moment dat să-și dorească să-i rupă și împing în felul ăsta dinții vecini. Ăsta e un lucru care mi s-a întâmplat și mie, că, nu știu, până la vârsta de 43 de ani nu mi-a rupt niciun molar de minte și la un moment dat a început să-i rupă, mi-a strâmbat dinții și a trebuit să-mi pun aparat ortodontic. Așa că, na, nu e de glumit cu ele, trebuie să le evaluăm. Da, grupul admiratorilor doamnei doctor vor să știe în ultimele 30 secunde unde vă găsește. Ne găsiți, noi avem clinici în mai multe orașe mari din țară, 3 în București, la Constanța, la Cluj, la Iași, la Brașov, la Sibiu, Arad, Oradea, în curând și la Craiova și Timișoara. Sper că n-am uitat vreo clinică, să nu mă certe colegii mei. Iar pe mine personal mă găsiți în clinica din Piața Victoriei. Da, am crezut că doamna suferă de ubicuitate și poate fi găsită în 5 clinici deodată, deși n-ar fi fost de mirare. Mulțumim, doamna doctor Obreja. Și eu ne mulțumesc. Jucăm după pauză, vine Jenny Nicolau, să avem și pe Sanda Ladu și o să fie bine! Cornelia plus Jenny plus Florin egal Love. Vedeți aici Love, adică iubire, da, și Lovele. Ce faceți, doamna Cornelia? Rămâneți acolo înfiptă? Nu veniți încoace? Să rămână, doamna Jenny, ce mai faceți? Oh, ce să vă zic? Distinsa noastră. Bună seara, da. Bună seara. Doamna milionareasă în TikTok și chestii. Domnul Florin care cu moda, care cu prezentarea și Cornelia care... Cântarea. Da, cu cântarea. Atât de rimă, nu de alta. Acum mai bine, fuse puțin răcită, dar i-a trecut. Dacă poate să ține răceala la 1. Păi i-a trecut cam gust, plan. Nu mai e. Ne-am întors. Mai am, am fost amândoi eu cu Florin, am fost în Egipt. Adică vrei să spui, eu nu cred că ești o femeie fără gust. Gusturiare, nu, gustuream, dar nu am gust la mâncare. Am înțeles. Și este un lucru bun ăsta, pentru că nu mai mănânc. Și dacă nu mai mănânc, slăbesc. Am înțeles. Dar ceva trebuie să, adică mănânc. Apă, paie și bătaie. Da. În Egipt, în vacanță, nu mi-a plăcut nimic. Pot să spun că nimic nu mi-a plăcut din mâncarea de acolo, dar eu nu-mi dam seama că eu nu am gust. Când am venit acasă, mi-am dat seama că nu am gust. Cum mă, că arabii fac o mâncare senzațională, egipteni, libanezi, mănânc multe condimente și tot, aia nu le simțea. Eu n-am fost, să spun de ce n-am fost. Ah, da, chiar i-ai trimis pe ăștia mici, dar i-am trimis pe ei. Procură. Le-am dat procură. Problema, semnătură, la notară. Da, problema a fost că eu sunt alergică, și o spun pe bune, dacă știi la ce sunt alergică. La ce? Lapte de cămil. Și m-am gândit, mă zic, mi-o visete să pune în cafea. Am avut și foarte multă treabă, am pregătit proiectul, i-am lăsat pe ei să se ducă și am pregătit proiectul ăsta care îl avem acum în trei. Așa, așa. E un proiect mai vechi, dar numai că am adus foarte multe îmbunătățiri și cu această ocazie vreau să vă spun că anul acesta de Revelion, pentru a treia oară consecutiv, suntem în Londra, la Crama Românească. Foarte bine. Deci pe toți cei care doresc să râdă, să ascultă muzică, să danseze și să joace până dimineața, vă stăm la dispoziție. Și de Crăciun în Italia, înțeleg, da? Și de Crăciun în Italia, da. Suntem în același... Să dea Dumnezeu să fie primit. Așa, să ne... fiarele, e bine. Păi știi cum e treaba? Ne-am angajat și la aeroport. La aeroport? Aici mai dăm o mătură, mai dăm un mop. E foarte frumos. Știi? Și... Dar mai pune și o murătură? Mai... cum să nu? Dar am pus murături, că noi suntem femei de casă, adică noi suntem în fi noi aranjate de chisite și... Dar am pus murături. Emilia astăzi face vinul. Bărbatul meu face vinul. Și când s-a pus că Emilia treabă serioasă, deci bre. Mi-a trimis astăzi pe drum că a cumpărat tămâioasă și vă aștept pe toți la mine, că știi că am avut astăzi o chestie foarte mișto pe TikTok referitoare la soțul meu. Eu sunt aerul tău, știu că mă iubești, știu că eu sunt viața ta și n-aș lăsa pe
nimeni niciodată în viața asta și nici după să te supere. Pe nimeni, numai eu te voi supăra. Foarte bine, foarte frumos, dar nu e niciun fel de problemă. Doamnele foarte bucuroase, asta este foarte bine. Deci ați fost, mai întindeți niște rufe, mai ai fost la, la moaștele Sfintei Parascheva, înțeleg, și ai avut o experiență. Am avut o experiență extraordinară, îți spuneam și ție în pauza de publicitate, a fost pentru prima oară, i-am promis Sfintei că în fiecare an voi face... A avut și ea grijă de tine, ai stat numai 3 ore la coadă. Dacă știți cum să vă așezați, dar nu vă spune jenii ca să aibă și anul viitor cu același pont. Am plecat mai devreme, deci am plecat pe 11, am ajuns la 7 acolo la rând și la 10 deja am trecut pe la Sfântă. Îi mulțumesc soțului meu care a înlesnit această deplasare pentru că și-a luat de la serviciu 2 zile care sunt foarte importante pentru el și m-a dus acolo. Aș vrea să vă spun că avem nevoie de credință. Absolut. Mai mult ca niciodată în momentele astea, să nu ne folosim de ea, ci să folosim credința în dorința de a aduce pace și liniște în sufletele noastre. Sunt vremuri destul de grele. Așa este. Și să încercăm să aducem tinerețea și cu această ocazie, Cristi, vreau să-mi dai voie să mulțumesc hairstylistului meu, Liviu Buică. Așa. Pentru că, iată, mi-a găsit o coafiură care mă avantajează și care valoare, mă duce dragă cu cel puțin 15 ani în urmă. Ești cea mai bună versiune a ta asta, mor când să știi, eu când aud, eu zic doar atât, am o chestie, eu sunt cea mai mișto femeie pe care o cunosc. Adică, pentru că știu ce-mi poate capul, știu ce-mi poate inima, știu cât îmi duce sufletul, și bărbatul meu știe lucrul ăsta, deci, cum se zice, stau bine, adică nu am la buzunar arici și în viața mult... Lipici. N-am știut ce spune exact. Te gândeai tu la arnici. Deci fulger pentru genii, ca să ne jucăm, da? Da. Ești pregătită? Da. Care este denumirea științifică pentru frica de păianjeni? Acum ai și doi sfătuitori. Monofobie, arachnofobie sau agorafobie? Doi. Varianta a doua, zic și eu. N-are frică la păianjeni? N-are. Am avut... Ce? La geografie am la avut geografie, doi. Că e la geografie sau la istorică? Răspunsul corect a spus Florin foarte corect. În ce oraș s-a născut regizorul Emir Kusturica? A. Belgrad. B. Sarajevo. C. Zagreb. Cred că... Belgrad sau doi Sarajevo? Doi Sarajevo. Sarajevo! Acum e de per spicacitate. E roșie, dar nu e roșie. Seamănă, dar nu este identică. Și ce e? E roșie, dar nu e roșie. Seamănă, dar nu e la fel. Romaneaua. Păi, Florin, zici, răspunsul aici era roșia galbenă, dar tot pe acolo e. Păi știi de ce? Hai să spun ceva. Nu le lăsăm să se pârmiască. Nu glumiți. O fi ăsta bun de făcut haine, dar nu vă dați seama ce face în bucătărie. Da. Face ăsta niște amandine de la Vânzul România. Doamne, că și cu bunele pune. Cine-ți copiază fiecare mișcare, te urmărește peste tot, dar este de neatins. Umbra. Hai bă că știu fetele. O fată a căzut de pe o scară de 12 metri, dar nu a pățit nimic. De ce? Pe o scară de 12 metri, dar... A căzut de pe o scară, dar cum a făcut, dar n-a pățit nimic. O fată? O fată, da. Era pe, era pe scara căruță. Succesului și s-a dus așa în jos. Ce zici, Cornelia? Era o căruță jos cu paie, cu ceva. Bravo, băi, ai văzut? Românul este inventiv. Era cea mai de jos treapta unei scări de 12 metri, bravo, deci n-a pățit nimic. Dar asta cu căruța se reține, se reține. Hai să ne distrăm, genii vin încoace, după care o să vedem ce mai facem cu genii, ce pică, ce mai cântăm, vine și Sandra Laudă și după pauză. Hai, Dade, hai, bagă mare. Yeah. Ia, genii, ia să vedem. 3 milioane de euro, mulțumesc! Da, da, da. Mulțumesc! Sunt un pic minunat! Da, 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 ia să vedem. Una, două, trei și... Așa... Și că să săr coarda. Păi unde e? Ei, lasă că... Da. După publicitate, ți-e umblăm cu toate cordele pe aici. Nu vă faceți probleme. Doamnelor și domnilor, da, eu iubim pe genii, că este expresia zâmbetului românesc. După aia îți dau și de mâncare, să nebunesc. Mamă, deci, publicitate. Dacă... Publicitate, cu mâncare. Pentru că publicitate. Tot. Hai, 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 hai.
verde și o după amiază în culori cu Sanda, care este în mare formă. Veniți încoace, măi, doamnelor și domnilor, Sanda. Bine te-am găsit, Cristi. Arăți foarte bine, dragă. Uite că noi, dacă vrei, te întâmpinăm cu o păstuță, o... Lasă, da? Las. De ce? E, uite așa că mai am vreo 6 kg de dat jos și cred că păstuța aia se lipește direct acolo de unde trebuie să dau jos. Nu se lipește, Nu aia, nu aia, nu se lipește. Aia nu, da? Foarte bine. Ce mai faci? Uite ce să fac, mă bucur să vin din nou la tine, mă bucur că sunt cumva așa pe la începutul edițiilor tale din acest sezon. Da, lasă că ne mai vedem noi, cum ne-am văzut și anul trecut. Păi trebuie să ne vedem, că trebuie să ne mai spunem un alta. Păi da. Și ochii care nu se văd se uită. Sau e așa, e? Așa e? Nu e, nu, o fi, dar nu la noi. Okay. Uite, mă bucur că am reușit să ajung la tine, să-ți aduc în dar această piesă, care este nouă, este un remake al cântecului binecunoscut O dimineață în culori, cântată de Mihai Constantinescu, și o idee particulară a fost de a-i păstra vocea. Nu e Mihai acolo când vorbește? Este vocea lui dintr-un interviu, pentru că mi s-a părut un mesaj extraordinar de frumos transmis nouă tuturor. Consider că îți aduce lumină așa, îți aduce bucurie, îți aduce mult optimism. El a fost până în ultima clipă un tip extraordinar de luminos și optimist. E adevărat. Și de ce să nu păstrăm acest lucru? De ce să uităm până la urmă? N-avem voie să uităm. Foarte frumos. Doamnelor și domnilor, ne gândim cu drag la Mihai, care a fost un artist și un interlocutor absolut minunat și care trăiește prin piesele sale, care sunt extrem de cunoscute. Pe de altă parte, te întreb ce mai faci, ce mai fac copiii tăi? Ce să fac? Uite-te... Copiii ce mai nu fac? Nu e un an ușor pentru mine, pentru că ambii copii vor trece prin examene specifice vârstelor, respectiv Ioan are echivalentul capacității, iar Bogdan are primul an din cei doi de bacalaureat, pentru că la școala la care sunt ei au 2 ani la rând examen de bacalaureat. Ce școală e aia cu 2 ani de bacalaureat? Nu e singura, să știi că mai sunt și uite altele. Uite că nu știu eu, nu sunt singura. Asta este școala franceză, dar sunt și altele, să știi, aha, care au chestia asta. Cumva, ele sunt mai multe materii la care ei trebuie la rândul lor să dea tot felul de teste și atunci, ca să nu se aglomereze, le-au dispersat pe 2 ani. Știi ce mă gândeam cu colegele mele? Că sunt convins că tu, ca o mamă care ești foarte dedicată și ești alături de ei și... Chiar sunt, dar știi cum? Nu am nimic de demonstrat, vine interior. Mi-am dorit foarte mult copii, mi-am asumat foarte tare. Și mi-aduc aminte că ai și povestit la un moment dat. Procesul prin care ai ajuns să fii mamă n-a fost unul foarte simplu. Au fost tot soiul de... Au fost multe încercări. Până la urmă, eram chiar pregătită să adopt un copil. Adică am zis că nu mai vreau... Mă rog, la vârsta respectivă am zis că eu un Crăciun fără copil nu mai vreau. Iar anul următor am rămas însărcinată cu primul copil. Deci, ce să spun, a deci fost aici miraculos. E o chestie de la Dumnezeu sau au eu prins... consider că da. Eu consider că da. Și până atunci făcuse și anumite tratamente. Da, 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 dar am întâlnit persoana potrivită. Eu cred că Dumnezeu îți trimite pe pământ îngerii de lumină care trebuie să-ți deschidă căile spre dorințele pe care tu dorești să le atingi și îți vin ajutoare. Așa ne vin tuturor în viața ajutoare. Uite, Mihai a fost pentru mine un înger de lumină în viață, pentru că fără curajul lui, care mi l-a insuflat, eu în anul 1988 n-aș fi avut curajul să particip la festivalul de la Mamaia. Iar el a zis, gata, acum, nu mai pierde timpul, acum trebuie să mergi. Ăsta e momentul tău. Și uite că a avut dreptate. Având flair, având atâta experiență, normal că... Minunat. Îl pomenim cu drag pe Mihai. Întotdeauna, să știi, pentru că lăsăm la o parte că el a fost reprezentantul unei generații destul de mari. El a acoperit o paletă destul de mare, da, începând de la copii până chiar la îndrăgostiți, nu? Da. El a cântat despre iubire, dar în diverse forme. Și consider că... Eu mă consider moral datoare într-un anume fel față de el.
foarte frumos. Uite, nu m-am gândit că vom ajunge chiar la Mihai și vom vorbi foarte frumos de el. Dar cu siguranță lucrurile așa se întâmplă în viață, pentru că vedeți, în momentul în care îți dorești, cum a fost treaba asta cu, de care vorbeam cu Sanda, cu copiii, a trecut, de, Dumnezeu a zis, după ce a trecut prin încercări, prin experiențe care au fost traumatizante, au și fost Dumnezeu a zis când nu mai credea. Au fost vreo 7 ani, adică în clipa... În clipa în care a fost foarte amuzant, pentru că tot mergând pe la diversi medici și spunându-ți că, evident, că aici a fost și o chestie de marketing extraordinară, care am văzut că se poartă și în ziua de astăzi, că nu poți să faci copii natural, că trebuie să folosești diverse alte metode, alea fiind extrem de scumpe. Da. Ori eu am sărit din niște investigații bazice până la urmă, dacă stau să mă gândesc, pentru că persoana pe care am întâlnit-o m-a întrebat dacă am făcut o anumită intervenție pe care nu o făcusem, deși am trecut prin niște lucruri interesante ca și potențial medical, și zice, păi trebuie să faci, pentru că trebuie să vedem dacă, știi cum e, orice intervenție pe care ai face o trebuie să aibă un mediu în care să se stabilizeze. Degeaba faci tu, poți să faci tu ce vrei tu. Da. E, și s-a dovedit că a avut dreptate și atunci ea mi-a dat un tratament banal de 10 zile, iar într-o lună eram însărcinată. După ce m-am chinuit vreo... După ce m-am chinuit vreo 6 ani și aproape 7 ani. Mai ții minte cum a fost și cu Dan Bittmann, care s-a operat la Viena și părea că nu o să mai cânte niciodată și a luat un medicament de 5 lei și a trecut? Da, pentru că tendința medicală se duce încolo. Nu spre simplu. Către plăți foarte mari. Bun. Pe de altă parte, cred că Dumnezeu a vrut așa pentru că tu erai născută să fii mamă dedicată. Mi-am dorit la 20 de ani copii. Mi-am dorit mai mult decât cariera. Ce să zic? O nebuneală mea, asta este. O altă lume visează, nu știu, case, mașini, carieră excepțională, eu vreau copii. Acum ce-ți mai dorești? Acum, văzând copiii care merg sănătate pe drumul... Sănătate și liniște. Absolut nimic altceva. Să am puterea să-i pun pe direcție, să-i ajut, de fapt, că nu vreau să le fac eu nimica. Ei trebuie să-și găsească drumul, dar este evident că trebuie să fie cu ajutorul meu. Asta, să fiu asta acolo. Cu liniștea e greu, pentru că, uite, pentru că urmează și știrile și veți vedea că sunt în continuare știri îngrijorătoare. Atâtea vieți omenești se pierd. Trăim o perioadă foarte complicată. Trăim o perioadă foarte complicată, dar te întreb, eu de acasă pot să fac ceva? Nu te întreb, răspundem, pot să fac ceva? Și atunci nu crezi eu mediul meu în care îmi crez această liniște? Ba da. În care eu trebuie să supraviețuiesc, pentru că eu am niște responsabilități, eu trebuie să-mi duc copiii ăștia mai departe, eu trebuie să fiu sănătoasă, întreagă la minte, și atunci îmi crez mediul în care îmi fac liniștea mea. Ba, poți. Sigur că da, că din frică nu se va naște niciodată ceva bun și dintr-un mediu în care frica domină. Absolut. Copiii sunt absolut minunați, o felicităm pe Sanda. Sunt copii în perioada adolescenței și trebuie să recunosc că sunt o mamă liniștită în perioada adolescenței. Foarte frumos, deci au trecut cu bine peste această perioadă. Sunt cerebrali, sunt în măsura vârstei, dar bun. Sunt cerebrali. Mulțumim foarte mult. Deci dacă Sanda nu gustă pastele astea absolut senzaționale, cât despre prăjitură, a fost Jenny aici. Jenny n-a mâncat, dar prin reprezentanți s-a ras tot, ca să zic așa. Da? A fost. Da, plăcintă cu dovleac. A sărit înainte coarda, deci a consumat energia, exact. A trebuit să o pună la loc. Pastele sunt absolut senzaționale. Am gustat. Bravo, Adrian. O să fie bine. Sanda, pupăm. Bineînțeles că o să fie bine. Așa trebuie să și gândim. Rămâneți cu focus ca să fie bine. Cu Sanda vă veți mai vedea cu noi în lunile care urmează, că încep sărbătorile și o să fie bine. Vă îmbrățișăm cu drag și pupăm. Succes. Mulțumim foarte mult. Rămâneți cu focus, ora 18. Program disponibil pe primaplay.ro.